Come on. Right here. With Godspeed. Just better. Now do. Hayabusa, motherfucker! Înțeleg acum, eu merg în mile sau în... Aha. Milele sarea din afară. Să fie interesant să luăm curba asta. Pare că accelerația trage de ea foarte greu sau ceva. Mi se pare. Mi-am uitat filtrul acasă. Încerc să mă duc împotriva soarelui, altfel nu o să vadă nimic. Se zice întotdeauna lucrurile astea trebuie făcute pe grabă, dar așa e faza, nu știu, zice, dar așa e. Așa mi iese mie întotdeauna distracția asta. Deci, Hayabusa din 2009. E o motocicletă un pic lăsată, că Sergiu un pic mai mic de statură. Dar ea, cred că de felul ei, e destul de joasă. Pe mine nu mă deranjează, sincer. Credeam că o să mă deranjeze un pic la genunchi sau așa, dar nu. Din păcate n-are de la electronic afișaj ca să văd viteza. Mi se pare că e Dacia în puii mei, că trebuie să accelerez un pic ca să plece de pe loc. Da, e comodă, poate din cauza faptului că e lungă. E comodă la drumul ăsta, la bumpurile astea, la chestia asta la mine s-ar fi simțit de mult. Dar eu sunt obișnuit, așa că nu e stres. Da, percep diferența. Frâna mi se pare foarte bună. Da. Mult mai bună ca la mine. Sergiu zice că o schimbat-o și-o pus plăcuțe Brembo. Are o groază de modificări pe ea, dar cred că mai multe modificări de astea de... de design. Modificarea pe care eu ar trebui cumva să o văd este care Power Commander și evacuarea e de la Remus. Dar asta probabil când o să ieșim în drum, adică acum.
e super enervantă chestia asta cu ambreiajul sus. E foarte faină la așa. Așa e super confortabilă. Și chiar și la umeri, nu-i poziția aia chiar așa de în față cum e la Speed. Pentru că evident ăsta e un power cruiser sau, mă rog, sport cruiser sau cum vrei să zici. Evident, motocicleta merge, trage, nu e vorba de genul ăsta, dacă are și power commander ar trebui să facă chestii. Nu știu exact unde o să pot să-i dau, să văd ce chestii poate să facă. Sticks and your stones, go break all of my bones. You won't eat my soul, you can't get to me. Motherfucker! Mi se pare, nu știu, fața un pic cam ușoară. Așa când mergi. Nu știu. Mi se pare că foarte repede tinde să facă un fel de voblaj așa. Centru de greutate bistă și mai jos. Dar asta nu înseamnă neapărat o... e stabilă, să zicem. Da, probabil că e mai greu să o înclin pe curbe, adăugând la asta faptul că are vreo 300 probabil de chile. Adică e mult mai grea decât un Speed. Și asta și mai lungă și motorul e mai mare. Ăsta e motorul de 1300, adică nu știu, 1259 sau nu știu, ceva de genul, sau 49, mă rog, whatever, ceva de genul. Și se zice 1300. Trage destul de bine. Păi să mă duc în așa și să văd așa. Dar e că nu pot să o las foarte jos în ture, că nu îmi dau seama. Aici are 11.000 între roșu. Interesant, destul de interesant. Așa în a șasea, deja nu se mai aude nimic, nu mai vibrează, nu mai nimic. Motorul merge așa la relanti. Da, când bagi mâna în gaz începe să tremure un pic. Da, o să facem chestia asta, să vedem. Nu știu exact unde o să pot opri așa de mult. Eu cred că pe a mea am reușit să-l opresc undeva la 30 de km pe oră. Sau 28, nu mai știu exact. Da. Frâna e foarte faină, deci prinde sus exact cum trebuie și te bagă în asfalt. Da. Asta e o chestie foarte faină, cu care eu nu sunt foarte obișnuit. Asta e frână, nu?
Așa ar trebui să fie frână de motor. Adică în imaginația mea, când mă gândesc la frână de motor, da, așa. Nu știu dacă are ABS. Până acum nu a intrat ceva care să cârcă. Nu cred, nu știu. Mă rog, nici n-am prins foarte tare de aia, că n-aș vrea să... Eu nu știu exact cum ies cauciucurile și de-astea. Un pic de pui efort ca să-l... ca să-l muți de pe o parte pe alta. Da, da, ce să zic. Cred că e destul de confortabilă la drum lung. Da, poți să stai liniștit cu... Bă, ce fain merge. Da. Băgăm a doua. Sunt 10.000 până la roșu. Dar ideea e că ea are 3.000 de turații de roșu, deci... ar mai fi mers. Trage. Poate asta și de la Power Commander se simte că e ceva. Ce faină e frâna. Foarte faină frâna. Da, interesant. Parcă nu e ideea aia de speed, dar în momentul în care bagi mâna în gaz, deja... ești acolo, adică despre asta e vorba. Poți, nu știu, parcă... oare nu urcă așa repede în viteză? Mi se pare că urcă nici încet, dar în același timp, parcă nu știu... Parcă... se aude în spate cum pușcă. Într-adevăr, s-a doua și trag. Hayabusa e varianta în care ești ok să mergi cu pasager. Pentru că nu cred că te-ar deranja. Acum te deranjează pe speed. Pentru că pe speed pasagerul te deranjează. Aici... cred că nu. Poziția e mult mai calmă cumva, mult mai dreaptă, mai spre dreaptă decât spre înaintată cumva. Da, odată ce te-a pus să mergi, nu mai simți chiar așa de grea și dacă, nu, cel puțin la ăsta, da, asta e probabil o chestie de setare de aici sau e ambreiajul mai obosit, nu știu. Să nu uit de astea când mă întorc. Da, te înclin mult mai, oare mult mai sau nu mult mai, te înclin, deci nu e. Dar asta e o curbă ușoară, nu era viteză mare, deci în principiu te poți da ok cu ea, zic eu. Are și sunetul ăla de mașină pe benzină, știi? Dar astea probabil din cauza tobelor care sunt super interesante, tobe Remus. Nu cred că are sens să mă bag pe aici, are ceva moduri. Și ce înseamnă modurile astea? Eu nu văd nimic aici.
pare că s-a schimbat ceva. Interesant. Oh, nice. Deci am încetinit că am știut că e chestia acolo și vin mașinile și depășesc. Și apoi dacă vii cu viteză din față, nu mai prea ajuns să pui frâne, deși foarte bună frână, foarte bună frână. Îmi place chestia asta. Da. Asta e avantajul unui centru de greutate jos, aparent, la viteză. Faptul că are efect apăsatul pe scăriță, știi? Ca să te înclini. A mea, poate și din cauza că spegurile mai sus cumva, dar nu... Nu simt că e așa de mult afectată de faptul că mă apăs pe scărița. Asta e afectată mult mai mult. Mie așa mi se pare. Deci eu trebuie să fac counter steering-ul serios ca să pot să iau o curbă, gen. Interesant. Întâia și a doua sunt scurte. Are cumva, nu știu dacă calul Coco, cum era aia mangusta, zacusca. Da, cu siguranță ceva de genul în zona aia. Dar oricum... Da, nu cred că nu-i făcută ca să te dai aiurea prin nu știu unde. E făcută ca să... Ca să poți să mergi liniștit. Da, ideea e când iau curbă, eu stau cu mâna așa cumva. Și pentru că ăsta e mai mare aici, ca un cap de pulă, dacă prinde el, nu mai... Da. Interesant. Am ajuns a șasea. Vedem la cât o put. 40 pe oră. Cred că chestia aia poate și din benzină și din bujii și din tot felul de chestii poate să apare. Sau așa e motorul, adică e un pic mai, no, mai greoi, că n-ai cum, îl oprești la 40 de km pe oră și îi bagi în a șasea mâna în gaz, a șasea e foarte lungă, ce lină urcat, deși eram cu mâna în gaz maxim.
Dar îi se simte putere, adică are cumva putere pe tot locul, nu-i... Da, e fort, nu? Da. Chestiile astea aici sunt destul de interesante, adică le vezi. Na. A patra. Când merge așa la încetuț, hai să vedem dacă depășim cu a patra ceva. Dar nu ți livrează puterea rapid. Deci e clar, e un 4 în linie, un motor normal de gen speed. Da. Se simte că bagi mâna în gaz. Deci când bagi mâna în gaz, se simte că bagi mâna în gaz. Dar în același timp, când ajungi acolo în 7000-8000, începe un fel de zgrumțureală, un fel de, nu știu, un fel de vibrații, un fel de nu știu ce. Nu înțeleg de ce. O să zic că frâna de motor e impresionantă. Da, bine. Adică e cumva ca la mine, pentru că n-am exupul ăla, poate și ăsta e cu un fel de exup sau ceva de genul. Și dacă el și-o schimbat tobele, și cred că de aia, pentru că de aia și pușcă tobele, că nu au chestia aia. Da. Oh! Mi se pare că e greu să tragi de ea și când tragi de ea dintr-o dată îți dă în cap, știi? Motocicleta arată super fain, deci tema asta din filmul ăla 300 e îngrijită, Sergiu nu o lasă așa. Deși mai nou preferințele lui s-au schimbat spre ciopere și alte prostii de astea. Dar motiv pentru care motocicleta asta e acasă și nu cu el în Anglia, știi? Și în oraș. Adică na, nu vreau să zic că da, nu, ba, nu știu ce, da? Nu cred că e chiar așa de rea în oraș. Ceea ce îmi place frâna asta. Dacă nu altceva. Mamă. Hmm.
Dar pe cât îmi place frâna, pe atât de puțin îmi place ambreiajul. Vezi? Stați acolo că am o treabă. Pleznit aici. Deci, mi se pare o motocicletă faină. Un pic mare. Dar asta ajută la niște chestii, gen transport de persoane și confort. Chestiile astea din fața mea standard pe mine oricum nu mă interesează. Mi-ar fi plăcut să fie electronice, că, adică în sensul să arate ceva electronic în afară de chestia aia cu viteza, care e o chestie super faină că are integrată treaba asta. Și eu și Vlad trebuie să ne punem indicator de treaptă dacă vrem asta, și Honda lui din 2008 sau 2009. Deci tot din, în principiu cam aceeași an cu asta, generație cu asta. Îmi place pe curbe, îmi place că are efect faptul că te apeși pe peg. Și asta înseamnă că, da, e centru de greutate mai jos și poți să înclin bine. Acum, asta cu înclinatul bine, evident, ține de, na, de cel care înclină. Eu nu pot să zic că să asul luatului de curbe, ăsta e Coco eventual sau cineva, Vlad. Stereotyping people on motorbikes. Dar e comodă și asta e un lucru bun dacă vrei să mergi kilometri mulți. Are vibrațiile astea și nu știu ce, dar asta probabil că e asta, deci efectiv motocicleta asta, nu? Când bagi mâna în gaz, începe să comunice cu tine, știi, pe limba ta, știi? Hai să vedem cum e la strecuratul printre mașini. Nu poți să zici că e rea la strecuratul printre mașini, știi? Dacă ai avea un speed și bani să te duci cu nevastă ta cu motorul pe undeva, o Hayabusa cred că te-ar ajuta. Cred că e mult mai, da, mult mai bună pentru chestiile astea. Dar adrenalina aia de, nu știu, de chestie, de mers, de băgat, de, nu știu, parcă nu ți-o dă. Sau cel puțin nu mi-o dă mie, sau poate că nu știu eu să conduc. Ceea ce sunt șanse mari să nu știu eu să conduc, adică nu vreau să par un expert într-o chestie în care nu sunt expert.